Șefu, avem un copil. Betty, termină cu tâmpeniile astea, că nu o să te creadă nimeni că eu ți l-am făcut. Nici măcar nebuna de nevastă mea. Șefu, avem un copil abandonat în primărie. Cineva l-a lăsat pe holul primăriei și portarul l-a adus la noi. Păi ia uitați. De ce l-a adus tocmai la noi? Nu știu, șefu. M-a arătat ca un cuplu și s-au gândit că l-am putea crește. L-am putea? Betty, du copilul înapoi pe sală, că l-o fi uitat maică-sa și trebuie să se întoarcă după el. Șefu, ce mamă își uită copilul pe străzi? A mea? Nemernica. Mă scuzați, șefu, am uitat. Asta haide, e. Descărcați-vă. Vărsați-vă uful, șefu. Umărul meu vă stă la dispoziție. Betty! Umărul nu e acolo. Știu. Haide, șefu, descărcați-vă. Betty! Ajunge! Mă scuzați, dar m-a luat valul de emoție. Ce facem cu copilul? Îi găsiți părinții și îl returnați. Sau nu? Îmi raportez mie și o să-l returnez eu. Că dacă dau cu ochii de nemernici care l-au abandonat, nu o să mai abandoneze copiii în viața lor. Și până îi găsim părinții? Până îi găsim părinții... O să avem noi grijă de el. A zis noi? Deve să nu afle nemernica de nevastă mea, că nu mai am trai cu ea. O să mă toace mărunt până când... Spui cu cine l-ai făcut, nemernicule! Ai anticipat bine! Zică de crap! Eu v-am făcut semn! Emma, nu e ceea ce crezi! Betty l-a... Făcut? Păi că tu faci copii cu bărbata meu? Nu, doamnă, l-am găsit în... burtă! Ți l-a pus Duhul Sfânt! Hă? Cel de sus! Adică șef tu! Dar încetează, nebunul, că nu e copilul nimănui! Adică e al cuiva, dar l-a uitat la noi în clădire! Așa, fată? Da, doamnă! Jura! Să n-am parte de domn primar! Ce? Ca șef mă refer. Dacă mint, e abandonat, doamnă, e al nimănui! Serios? Emma, nu-mi place zâmbetul ăsta pe care l-ai. Ai, mă, Vanda mică, doar știi cât de mult ne dorim un copil și de când ne chinuim să-l avem. Știam eu de ce nu-mi place zâmbetul. Fetelor, eu am puțină treabă și mă grăbesc. Aveți voi grijă de copil. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere, da? Ce, mamă, nu plânge, nu. Betty e mână. Dar eu l-am găsit prima. Nu-ți forța norocul. Ce puiu, da, ia te speria, da. Cum să le luați cilea, Vandame? Tu ești tra-la-la la cap? Păi dacă ne vede șeful acilea cu un copilaș, o să creadă că e al nostru și am dat de dragi, Damiaz. Păi ce vrei să mă trimeați la dânga doftică? Păi ce motiv, mă, Fiorete, păi ce motiv? Că am făcut sex cu Afrodita, na. Ce-ați făcut sex în post? Vandame, la noi, la ortodoși, e post în 3/4 de an. Deci dacă vrea, el găsește ceva. Post? Adică la serviciu, Chiorete. Poate să demonstreze că ați făcut ceva aici? Dar noi care cumva putem mai demonstra lui Trânsu că n-am făcut tare nimica, nu putem. Că cu șefii, dacă vrea, ei, te așa te perpelește, nu te joci. Atunci facem altfel. Îl luați acasă și nu spuneți nimănui. Uite, la asta nici nu m-am gândit. Și până îi găsim părinții, eu am timp să îi demonstrez lui Afrodita ce soț iubitor sunt și ce tată responsabil poți fi. Exact, mă, ai văzut? Hai să luăm bebeul. Să merg! Stai! Ei, nu merge! Păi și dacă o să mă pună hârca să-i plătesc chirielul ăla micu, cum l-a pus pe Mârlanu, de să-i plătească pentru pițipoanca aia, de cea că-i fie să ia. Și nu merităm Afrodita câteva milioane pe lună acolo? Ea merită, mititica, dar eu momentan nu le am. N-are nimic, mă, Chiorete, că te sponsorizez eu. Pă bune? Stai, dar tu ce interes mi-e schinai tu la afacerea asta? Că-mi parcă ai vrea să scap de copilași. Nu care cumva ți-e frică să nu creează Emma că e al tău? Că ai un copil din flor, bă? Hai, mă, Chiorete. O, să trăiască, domn primar! Cu ce treburi pe la noi? Uite, am găsit un bebeluș părăsit la noi în clădire și am venit să vi-l dau până-i găsiți părinții. Și l-ați adus aici? Unde? Încă nu l-am adus, e la mine la birou. Îți plac copiii?
Normal. Păi și nu vrei să faci? Ba da. Chiorete condul pe domnul primar. Când o să am cu cine, șeful? Să înțeleg că încă n-ai... Cu cine? Adică atunci când o întâlnim bărbatul ăla care să dovedească că poate fi un părinte responsabil și iubitor. Ai auzit, Chiorete? Ai motive să iei bebelușul, mă? Da. Unde să-l ia? Cum unde să-l ia? În vilă, până se definitivează ancheta socială. Și o să aibă grijă de el împreună cu Afrodita. Da, 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 da. În vilă? Da. Pații nebunii, domn primar! Ei. Mă scuzați, era o metaforă. Păi dacă aude Mârlanu că-i copil abandonat, îl vinde cum a făcut și cu ăla lui Dezire. Cine-i Dezire? Iubita lui ăsta. Mai pardon, iubita lui Pupă The Show. Da, prima dată a fost a ta. Și prima iubire nu se uită. Vreți să dispară și bebelușul ca Dezire? Păi și atunci cum facem? Îl iau eu, că eu am experiență la crescut copiii și mai ales la făcut Afrodita. Și avem grijă de el aici, în schimburi, când Afrodita cu mine, când eu cu Afrodita. Iau și eu? Și tu, Chiorete, o să fii 24 din 24 pe teren până găsesc familia care l-a abandonat. Și nu cumva să-ți prind picioarele prin secție până nu vii cu ei, că... Ce, mamă? Emma, hai, dă-i copilul. Dar de ce să-i dau? Pentru că trebuie să-i găsească mama. Păi dacă stă cu el pe cap, mai are timp să-i o găsească pe măsa? Că trebuie să îl adoarmă, să-l schimbe, să-i dea țâță. Să stea cu el 24 din 24. Păi mai are asta timp de anchetă? Plus că nici nu se pricepe să facă toate astea. Ba, mă pricep, doamnă, că eu sunt părinte, am deja doi copii. Păi, și ce-ți mai trebuie unul, mă? Faci colecție? Mai lasă și pe alții să învețe să fie părinți. Tu du-te, caută pe maică sa, că ăsta mic e pe mâini bune. Hai, fugi! Când o găsești, ți-l dau. Dar vii cu ea și să aibă și certificatul de naștere, că eu sunt sătură de șmecherii. Executarea! Da, să trăiți! Stai jos! Și tu, fuguța, adu-mi niște scutece, că trebuie să împărțim responsabilitățile. Tăticule, hai, hai! Ce afară, slab ești, Mateescule, te credeam mai bărbat! Te-ai uzat în fața lui nevastă mea, mai rău ca copil! Păi ce credea că îi ține șmecheria cu mine? Auziți? Dar dumneavoastră aveți timp de el, doamnă? Nu, dragă, nu! N-am! Dar ce să fac? Mă sacrific! Pentru că un copil salvează relația! Da, încheabă cuplu! Da! De, de. Să nu dea dracu să-l pui pe ăsta să-ți facă un copil, că... Ai înțeles? Da, domn. Bra. Și acum dă-i țâță, că eu nu pot să mă despoi în public, că nu-mi permite funcția. Hai, dragă, că e foame, ce stai? Da. Îți dai seama, Pupăză? Mare, pe prima pagina ziarelor. Copil recuperat în direct la Pupăză Show. Și dacă nu apar părinții? Bă, dacă nu apar... Dacă nu apar, înseamnă că sunt dispăruți, mă. Și te-a pus să-i cauți ca Diaconescu pe Elodia. Faci un serial de vreo 200-300 de episoade și spargi toate audiențele. Pupăză, ascultă-mă pe mine ce spun. Dacă dai copilul pe post plângând după părinți, o să ai audiență de 10 ori mai mare ca OTV-ului, mă. Da. Și câți bani vrei ca să-mi dai copilul? Pupăză, tu ești idiot sau ți-a suflat mârlanul în gură? Cum să-ți cer, mă, bani pentru a ajuta un suflet nevinovat? Tu așa-i face? Mă rog, tu ești chitrosul care întărește regula. Da, nu sunt chitros! Sunt doar econom și pragmatic. Bine, măi, pragmaticule. Zic când vii să iei copilul. Păi, cu o jumătate de oră înainte de emisie. Că nu vreau să mă căpieze de cap cu o oră căia la lui. Și fii atent, după ce termin, ți-l aduc înapoi. Cum mi-l aduci înapoi? Păi eu nu-l iau acasă, mă, să ne țină treji. Că dacă măsa lui Gogoașe nu doarme, are chef de făcut alți copii. Păi ce, mă, baba la vârsta asta mai poate face copii? Evident că nu. Dar cine are curaj să-i zică? Plus că dacă crede că-i copilul meu și o să mă pună să plătesc chirie, cum l-a pus pe Mârlanu pentru fisa aia excroacă. Bine, mă, îți plătesc eu chiria. Dublu. De unde iau copilul? De la Emma. E la Emma? Eu nu dau ochii cu ea, că sigur i s-a deschis apetitul de făcut copii și nu prea sunt pregătit să fiu tată. Dar dacă vrei să te ajut, trimis pe cineva să mi-l aducă. Copilașul n-ar mai fi înveselit casa.
În plus că ne apropia și mai tare. Că știi cum să spune? Un copilaș unește cuplu. Păi și ce mă, eu n-am vrut, șeful nu ne-a lăsat. Dacă el vrea neapărat să o fac cu el, ce vina am eu? E ordin, n-ai văzut? Și eu o să-l sun pe domn comandant și o să-i raportez că Mateescu are deja 2 copii și nici într-un caz nu poate să facă față la 3. Păi și dacă domn comandant, în loc să te pună pe tine în locul lui Mateescu, o să vrea să o fac cu el? De la asta nu m-am gândit. Auzi, mă, la voi, la poliția, așa-ți faci copii la comandă, că dacă îi angajezi și o poliție, mă... Ba, cât de proste și ai avea toate șansele. Ha, ha, ha! Că te găsești, dragi. Nu era vorba despre făcut copil, măi, amărâtule. Vrem să aducem aici un bebeluș abandonat în primărie și să-l îngrijim până când îi găsim părinții. Da, exact. Și Mateescu nu-i lasă să aducem aici copilașul. Din cauza ta, făinosule. Că dacă aducem aici copilașul, se gândește că o să-l vin și pe ăsta cum ai vândut copilul inexistent al lui Desiret. Exact. Eu, Doamne ferește. Auzi, ia aduceți-l, mă, că mă ocup eu să-i găsesc părinți. Că eu cunosc o grămadă de oameni de ăștia din fotbal care n-are timp să facă copii și ar fi încântat să aibă posibilitatea asta. Uite, chiar acum mă duc să dau niște telefoane, hai că rezolv eu repede. Alo, boss? Am un deal bengos de data asta. Aha. Un copilaș de vânzare care chiar există. Da, nu e înțeapă ca la Desire. E abandonat, nu trebuie să împărțim cu nimeni nimic. Tot cașcavalul rămâne la noi. Vă dați seama că le iau la mine ca să nu din sufle alții. Hai, la revedere. Da. Hai, noroc, Mârlane. Uită-te în spate. În spatele tău. Bă, dă-te dracu, că m-ai și speriat. Bine că ai venit, fii atent. Fac orice numai să dai mie copilul ăla abandonat în primărie. Bine, mă, Mârlane, îl iei de la mine de acasă și îl dai lui Popăză. Ok, dau lui... Ăla la cât de chitre îl faci pierdut ca să nu cheltuie cu el. Sau nu, îl vinde ca să facă și profit. Dă-mi-l, mă, mie, că eu o să am grijă de el ca de ochii din cap. Că dacă tot nu poți să am copii... Păi de ce, mă, Mârlane, nu poți să ai copii? Nu ți-o găsești de burtă, nu? Persiflează, măcarule. O găsesc, dar o găsesc degeaba, că la mine nu se uită nicio femeie. Cu cine să fac copil? Singur? Cam încercat, dar cu mâna asta mănânc, nu pot să... Zi-mi-l dai? Bine, mă, ți-l dau, dar mi-l aduci înapoi dacă apar părinții, da? Da. Am venit unde e? Unde e copia? L-am văzut! Ăsta nu dragă, dar ai grijă să nu-l trezești! Ce dai? Ce? Nu mai plânge! Hai că-l scol! E, cum e, tăticule, te descurci? Copilul! Mateescule, ați găsit mama copilului? Bine, Vandame! Bine! Mi-ai adus copilul? Ai făcut-o intenționat! Ascunzi chestia asta ca să nu plătești chirie, mărita! Chie trăgești! Nu e al lui, tati! Taci cu nenea Mârlanu, ia-o portocală! Nu e al lui? Înseamnă că e al tău! Atunci când l-ai făcut, bă?
un fratele. Dar nu l-am făcut eu, bre. Corect, că tu ești în continuare gravid. Zeta, unde l-ai? De la Vandam, mi l-a dat de la primărie. Dacă mi l-a repartizat, că m-am înscris în programul ăla pentru primul copil. Că eu vreau și eu să am un suflet cel care să mă iubească și pe mine, să... care ar mări la rău pe el. De așa un... Păi de ce l-ai zis așa, mă, zepelingi în găsești, mă? Că vrei să te iubească și pe tine cineva? Că te iubea baba și dimineața și l-a prins și seara. Și gratis, și de-un gras, stai în liniște, de mai ales în liniște. Nu cu scandal și cu orăcăie, cum faci ăștia? Mai ales cum miroși de la hat, de la debul. Da, dă-te mai încolo, că-i vine și lui. Să-i plătești chiria imediat. Ce chirie, bre, că stai puțin că a glumit, că eu n-am... Dă-o, i-a abandonat, bre, l-am luat aici cu mine până-i găsesc părinții. A, da, 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 păi dă-l încoace la mine ca să-l arăt în emisiune, să vezi atunci că-i găsim imediat. Ia mai lasă-l tu, ce să-i găsești imediat? Tu știi că n-ai voie să arăți minori pe post fără adăpostul părinților ăsta, fără acordul părinților? Și cum el n-are părinți, n-ai voie să cum să las că caut eu pe măsa. Da? Și cum o cauți tu, mă? Cum o... Ia uite cum se umflă. Îl duc duminică pe stadion să-l vază ăștia la meci, la la spectatori, că trebuie să știe vreunul pe măsa. Copilașul nostru, șeful. Beti, încetează cu tâmpeniile, că de-aia crede portarul ce crede și îmi trimite toți copiii pe cap. Da, m-am atașat de el, șeful, până să-mi ia doamna cu japca și mi-e dor de el. Auziți, nu mă invitați la dumneavoastră acasă, odată că nu e doamna, ca să mi-o arătați pe aia mică. Beti! La bebeluș mă refeream, șeful. Că știu că dumneavoastră nu aveți nimic mic. Că nu v-ar zice doamna degeaba tăuraș focos. Haideți, mă invitați. Copilul nu mai e la noi. Ați dat copilul? Mai tași naibii din gură, că dacă aude nevastă mea, aia sigur o să mă omoare. Corect. Iar ai anticipat bine. Numai că acum nu pot, că nu se cade să fiu violentă în fața copilului. Care copil, că nu-l mai ai? Știu! Că i-l-ai dat înapoi fufei cu care de fapt l-ai făcut, nu? Nu e la mine, doamnă, jur! Nu vorbeam, dragă, de tine, păi ce ai tu, față de fufă? Față nu. Măi, nebună, copilul? Copilul i-am dat lui Popoza la televiziune să-l arate, poate găsim părinții. Și dacă nu-i găsim, o să se ocupe de el Afrodita cu Chiurete. Că ei sunt în măsură să rezolve situația, că de lui Mateescu n-ai vrut să-i dai. Adică nu i-ai dat fufei? Nu! Nu, doamnă! Păi nu scoteam ochii ăleia. Doar știți cât țin la... la căsnicia dumneavoastră. Bravo, fată! Bine, mă duc să iau copilul de la pupăză, că știi cum e copilul. Salvează căsnicia. Da, da, pot să-i dau eu țâța și diseară. Nu, dragă, stai liniștită, că îi dau eu. Acasă la mine pot să mă dezbrac, că nu mai am funcție. Adică îi dat? M-a obligat, că ei nu-i permite funcția să se despoie aici. Apropo, acum chiar că trebuie să mă invitați la dumneavoastră. Că dacă o să-i umble copilul la țâțe, o să-i se suie hormonii la cap și nu mai aveți scăpare. Taci, n-auzi că te nebunesc, o să zic aia că ești defect și trebuie să te dau pe ieftin, pormă, tâmpitule. Vai, ce imagine idilică, ce bine așa de mă mârlălele, puu, să nu știe de ochi. Stai, bine, nu mai scui pe aici, e lipit ochiul. Ah, ce romantic, uite, vezi, tocmai acum mă gândeam, ce mă fac eu, că tot a rămas fără costeluș? Nu să ai pe cine să-mi aducă o cană de apă când mai șace la pat. Las, că ți-aduc eu un mazac odată. Nu poți, mărălele, că tu ai treabă. Și mie, o să-mi trebuiască un ajutor tânăr la bătrânețe, o să-mi trebuiască unul de-asta. Ah,
să-ți iasă din cap, nu-ți dau ăsta, nu ți-l dau, nu pot. Dar cine dragi a zis că-mi trebuie ăsta? Mi-e trebuie un bebe al meu, mai, meu, înțelegi? Dacă tot am văzut că te pricepe așa de tare la copilași, m-am decis să merg pe mâna ta. O să mi-l faci tu, mârlănele. Ce stai dreastă, mai băbărică? Ba da, ca să iasă frumos și să fie familie și puternic la tine. Ia-mă treața după mine de te zic. Pleacă de atică, uite, l-ai speriat trâmpit-o cu o să faci, bre, copilă. Dacă te vedeți, nu moare copilul. Dar nu contează fața, mă, mârlănele, mă. Da, ce? Contează suni-vă, ca să ai pe lapte mult cu el, mă. Și ai, mă, ce să-l tocă pietul bebeu. Aici așa stau bine, ia, uite, vezi? Asta, da! Să plece mâinile, să le mâine! Cel al doilea rând, punte, cele mă, să fie sănătoase, ca să iasă pruncul lejer! Și aici stau și mai pe tot, ia, uite, bulevar! Aaaa, vorbit lume! Ia-mi alții de-a păsta, gratis, mă lasă! Aha, ți-am zis că vrea să-l vândă, uite! Pleacă-te lângă copil, infractor deosebit de gras că te găsește în răci! Alo! Ia vezi, în care cumva să te atingi de viitorul tătic al copilului meu, că te plafă-i! Care dracu-i? Uite, mârlăne! Tocmai s-a zis să mă lase gravidă. Ce zici, polițaiile, particip și tu la înseminare sau domnul Popășel, poate-i donați noastră ceva, că e loc. Eu nu dau nimic! Nu, stai! Ăla e pietră, lasă-mi jos cu tine, hai, trebuie! Ăla că ei arestează-mă, că sunt un infractor de-o spină periculos! Am vrut să vând copilul, eu sunt! Arestează-mă, nu mă lăsa! L-a adus! Ăsta chiar vrea să-mi demonstreze că poate fi tată. Ce faci, măi, frumusețe mică? Hai, vrei să ne împrietenim? N-o să aveți timp că am venit să-l iau. Unde i-ați găsit părinții? Păi eu, asta-i treaba mea sau a voastră a poliției? Uite, am venit să-l iau ca să aveți timp de anchetă. Nu pot să ți-l dau. Da, de ce nu poți? Pentru că Chiorete l-a luat pe semnătură și numai el poate să-l înstrăineze. Ce vorbești, madam? Dă copilul în părere. Nu, ia mâna, că nu ți-l dau. Ia, Chiorete, bine că ai venit, te rog frumos să-mi predai copilul imediat. Ce vorbești, ăsta-i copilul meu, ia nimeni. Ce mori tu, e copilul tău, cu cine l-ai făcut, mă, cu sora lui dreapta? Hai terminați cu prostiile, căruțul și cu copilul rămâne acilea la mine și la Afrodita, ca așa hotărâ Vandame. Pleacă, mă, că nu mai pot eu de Vandame. Mai da. Eu sunt șefa lui Vandame și eu i-am ales hotărârea. Ce vorbești? Ce vorbești? La mine, la emisiunea hotără să meargă. Ce vorbești? Las mâna după copilași, după cărucior. Cum dracu iau copilul de la nebună? Gândește, Mateescule, gândește! Că dacă pierzi și ocazia asta, adio, Afrodita! Da, vă rog! Doi șef, sunt eu, Mărlanu! Te-am recunoscut, mă! Vino repede, arestează-mă, că sunt un infractor! Am luat copilul ăla abandonat de la Ema și l-am adus la noi în vilă să-l vând! Bebele în vilă! Da, dar dacă nu vii repede să mă... Deci acelea te-ai ascuns, mărlăne. Vrei să o facem sub duș? Super! Ce mă fierbântat! Că m-au zis că copiii să fac mai repede sub apă! Hai, ia uite-l pe Gogu! Unde? Gogu! Ești costele! Tătești! Unde, bă? Mărlăne! Tiu, drage! Ăsta din ori era și nu? Și acum mai... Ia mâna! Ce trupe! Unde-i copilul? Dă-ți un coace imediat! Foarte bine, șeful! Ia lui matată la madame prefet! Să nu îndrăznești că te bag în medical, mă! Doamne, vă rog frumos să nu obstrucționați ancheta, da? Poliția, ce bine că ați venit, vă mulțumesc! Dispar, mârlane, că nu pentru tine am venit. Doamnă, bebelușul trebuie să meargă la secție cu mine și cu Afrodita ca să... A, nu pentru mine ați venit! Dar pe-ți luați mă mână, că ăsta este dragi, că îl stricați să duce valoarea ca banii pe apa. De căruci vorbeam, că se duce valoarea. Mârlane, de ce fugi de mine, mă?
Dar cu voi ce dracele, mă, ce faceți aici? Tati, ăștia vrea să vă ia copilul care l-a făcut eu cadou dumneavoastră, dacă vă mai aduceți aminte. Așa trece? Păi de ce n-ați zis, mă, că vreți copii, că vă faci pe papa la fiecare câte unul, treci? Hai mereu, bre, ceță! Unde-i copilul? Bine că ai venit! Zi, cui dai copilul? Îl înapoiezi mamei, adică dânsei. I-ai găsit, mama? A venit ea la mine la primărie. Da? Și de unde știa doamna că e copilul în primărie? Pentru că acolo era când i s-a făcut rău și a luat-o salvarea, dar n-a mai apucat să spună că bebelușul e al ei. Am stat jumătate de zi așteptând să intru în audiență la... La tine, măgarule! Doamnă, eu zic să-l dați în judecată, că lasă oamenii să aștepte pe la uși până leșine și pierd copiii! Porcule! La dumneavoastră am așteptat. Da, de? Tu nu puteai să o primești în audiență, măgărițo! Că erai la mine în birou să faci poliție! Scroafo! Păi, acum că totul s-a rezolvat, doamnă, să știți că eu personal am avut grijă de copil. Vă mulțumesc, puiul meu. Aș vrea să-l schimb. Păi, cum să-l schimbați? Că altul nu mai avem. La scute ce făcea referință șeful, dar parcă ziceai că te pricep la copii. Dar văz că ești bâtă, bre. Bine că ai venit, mă, Mărlane. Ai adus bebele? Că au venit băieții să ridice. Avem să... Șeful, știți, avem o mică problemă. Mărlane, sper că l-ai, că dacă nu... L-am ce? Adică nu l-am. L-am, dar nu l-am, dar e... Că încă l-a născut, e în burtă la gravidă. Bă, tu iar îți bagi joc de noi? Vezi că oamenii ți-l iau cu tot cu ambalaj. Ca pe Dezire. Pă bune? Hai că vă arăt unde e gravida. Ar trebui să-mi pup mâinile, bă, pricăjitule, că te-a scăpat de babă. Da! Mălănele, îmi pare rău, dar să știi că în seminatorii ăsta doi pe care mi-ai trimis sunt cam slați, sărași. Brea, au făcut ei treabă bună și așa m-au învârtoșat, așa că tot tu trebuie să faci treaba și să duci la bun sfârșit. Și nu m-ar supăra dacă ți-ar da și pupăzel o mână de ajutor. Eu? Niciodată! Da. Pupăzel! Te-ai ține auzea că... Doar nu vrei să-l iau acasă ca să nu închid un ochi de el. Și eu ca eu. Dar dacă nu închide nici măsa logogoașe, aia o să... Eu știu ce vrea să fac aia. Păi doar nu vrei să-l iau acasă să nu închid un ochi de eu. De eu. Bă, du-te, chemați și voi pe Grix. Lasă-mă, stai puțin că e... Plus că poate crede că e copilul meu. Și atunci o să-mi ceară chirie cum ia acel lumârlanul pentru aia pisa. O știu pe aia. Păi doar nu vrei să-l iau acasă să nu închid un ochi ca el, de el. Bine, am uitat și mărul tău de te convins. Ne-ai convins, ce? Da. Cu cine-ți fac copil? Singur? Cam încercat, dar cu mâna asta mănânc, nu pot să... Zi, mi-l dai? Nu ți-l dau, mă, de dracu. Nemernicu, bine v-am dat, mi-e bine! Alu, nealu! Piru!
A, nu terminați! Matescule, ați găsit mama copilului? Bine, Vandame. Bine. Plânge! Cum o... Ia uite cum se umflă. Îl duc duminică pe stadion să-l vază ăștia la meci, la spectatori, că trebuie să știe vreunul pe măsa. Ia uite, vezi când îi bubuie cap. Vino, tati, să arăt ce mai mult ce fac eu. Hai, vino, cu hai, vino. Vino partea asta. Uite, așa ceva fac eu. Așa ceva, mama lui Gogu. Și seamănă. Da. Corect. Iar ai anticipat bine. Numai că... Ce-am făcut? Ia zi-mi, că nu știu ce-am făcut. Ai anticipat bine.